pentru acest eveniment trist. Legea firii e ca copiii să-și înmormânteze părinții. Și așa cum spuneam că gândim în sinea noastră că Dumnezeu a fost nedrept. Dar nu știm noi ce socoteală, ce judecată are Dumnezeu cu fiecare. Și asemenea poetului Alexandru Macuță, care spunea, venim pe rând și plecăm pe sărite și o vorbă în popor, care Anton Pan, în cartea De la lume adunate, la lume date, ținea să precizeze. Mai multe piei dăm el decât de oaie. Iată, iubiților, că tânărul care promitea, fiind sensibil, fiind acel aminte, cu bun simț, care, îngăduiți-mi să spun, era precum o domnișoară. Când se întâlnea cu mine pe stradă și mă saluta, să roșea. Dovadă că avea acea curățenie deosebită, avea acea puritate în el a responsabilității. Și iată acum, cu ochii trupești, îl văd fără suflare. Și nu întâmplător am ales acest cuvânt de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 12, versetul 39-40, când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbea mulțimilor și apostolilor pe bună dreptate că nu se referea la casele pe care le zidim noi cu 3, 5, chiar și cu 20-30 de încăperi, ci se referea la casa pe care a zis-o Domnul și Mântuitorul nostru Dumnezeu. Pentru aceasta, iată că spune el, de a ști stăpânul casei în care cea ține curul, aș sta și-a privegea. Și Sfinții Părinți, așa cum vedeți biserica împodobită, ține să facă precizarea că nimeni nu știe când vine și de asemenea nu știm când vom părăsi lumea aceasta.